Arșița din sudul țării a declanșat un incendiu de vegetație în raionul Cantemir. Focul s-a extins rapid și a cuprins câteva case părăsite din satul Șamalia. Un bătrân a fost găsit carbonizat într-o grădină mistuită de flăcări. La fața locului au intervenit câteva echipe de pompieri. Incendiul de vegetație a izbucnit în această după-amiază în preajma satului Șamalia, raionul Cantemir, din cauza condițiilor meteo. Flăcările s-au extins spre locuințe și a fost nevoie de intervenția a 7 autospeciale. Salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins 5 case părăsite și vegetația uscată dintre acestea, cu suprafață de circa 6 hectare. La moment, focul a distrus în totalitate 2 case părăsite și 3 au fost parțial afectate. În timpul intervenției, pompierii au depistat în grădina unei case mistuite de flăcări, cadavrul carbonizat al unui bărbat de 81 de ani. Deocamdată nu se cunosc cauzele exacte ale decesului, dar și cum a izbucnit incendiul. În condiții de cod roșu de caniculă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să fie prudenți cu focul. Totodată, cetățenii sunt îndemnați nu dea foc vegetației uscate și gunoiul menajer, în vederea curățirii terenurilor agricole și gospodăriilor. Cetățenii sunt rugați să nu arunce mucuri de țigară, cipriuri sau alte obiecte aprinse pe suprafețe de iarbă uscată, la nu cereale, dar și în preajma spațiilor forestiere. În caz de situații excepționale, oamenii sunt rugați să apeleze serviciul 112.